Am găsit la șir să urmărim care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Când cetățenii nu se înțeleg cu furnizorii de servicii, apar intermediarii. O astfel de propunere a fost făcută de primarul Dumitru Pantazi în emisiunea Pulsul Zilei, difuzată de BIT TV pentru a debloca situația de la Pașcani. Ea funcționează cu succes și în alte orașe ale țării. Pentru a afla care sunt condițiile, dar și avantajele sau dezavantajele acestei soluții, am căutat pentru dumneavoastră răspunsurile. Edilul pășcănean a spus că va încerca să convingă fostul operator pășcănean să preia serviciile de citire și împărțirea consumului de apă, dar și a încasării facturilor. În acest fel, societatea ar avea posibilitatea să-și încaseze și facturile restante de la populație. Faptul că nu au fost reziliate contractele, deci nu sunt reziliate contractele cu Preservapa, mă gândesc și ne gândim să luăm în calcul că aceste citiri de contracte de apometre în locuințele, în casa beneficiarilor acestui serviciu, să o facă Preserv Apa, iar contractul de la nivelul de proprietate public-privat, deci la apometru general, să fie încheiat între Preserv Apa și Apa Vital. Propunerea este privită cu reticiență de conducerea Preserva PSA pentru că dorește ca serviciile de apă și canal să se întoarcă la Pașcani. Totuși, la cererea primăriei, societatea a prezentat un cost estimativ pentru a intermedia relația dintre locatar și noul furnizor de apă și canal. Conform documentului transmis administrației locale pentru fiecare apartament, pășcănenii ar trebui să plătească câte 13,3 lei. Asta deoarece, în opinia directorului Prisecaru, toată treaba poate fi făcută cu 22 de salariați, din care 14 cititori de apometre, 3 operatori de date, 2 casieri, 2 șoferi și un salariat bun la toate, iar salariul mediu pentru fiecare să fie de 2500 de lei. Reprezentanții primăriei spun că vor impune un preț de 7-8 lei, inclus TVA, și ceea ce cere Preserv APSA este exagerat. Există însă și alte alternative. Societăți care au experiență în prestarea de astfel de servicii. De exemplu, la Iași, principalul intermediar dintre furnizorii de apă și căldură și asociații este o firmă a primăriei, Termoservice SA. Ea asigură serviciile de citire, împărțire și încasare, nu numai pentru apa rece, ci și pentru apa caldă, căldură și gaz. De asemenea, societatea se ocupă și de verificarea și repararea instalațiilor, curățeniei și a liftului. Costurile sunt de 0,4 lei pe metru pătrat, iar reparațiile în funcție de devizul de lucrări. Ca orice societate, noi în municipiu Iași avem o bază de date destul de mare cu apartamentele și cu asociațiile de proprietari. În momentul în care discutăm de deschiderea unui punct de lucru în Pașcani, deja discutăm de costuri foarte mari, având în vedere că am nevoie de angajați în punct de lucru, chiar dacă programul de calcul e implementat în municipiul Iași, acesta trebuie adaptat oarecum condițiilor din Pașcani. E un cost estimativ, nu pot să vă spun, dar s-au făcut calcule, încă studiem această posibilitate de deschidere unui punct. Directorul societății a confirmat că este interesant să ofere astfel de servicii și la Pașcani, dar de la începutul anului viitor. El spune că este cea mai bună soluție și că nu se poate încheia contracte individuale între locatarii de la bloc și furnizorii de apă și căldură. Societatea pe care o reprezint are intenția de a presta activitate de administrare, clădiri și asociații de proprietari în Pașcani. Suntem societatea Consiliului Local Iași cu un număr foarte mare de apartamente administrate. Oferim atât servicii de administrare tehnică, cât și consultanță oarecum juridică în vederea recuperării debitelor de la membrii din cadrul asociațiilor de proprietari. O altă societate din Iași, de această dată privată, are o ofertă mult mai avantajoasă. Urbica Iași oferă aceleași servicii pentru suma de 13 lei, inclus TVA la pachetul de bază. Tot ei se ocupă și de curățenia și amenajarea spațiilor verzi, a aleilor, a trotuarelor din jurul blocului, inclusiv de dezăpezire, precum și de întreținerea instalațiilor comune și intervenții. În același pachet, care costă 16 lei pe lună, sunt incluse și servicii de sprijin financiar pentru realizarea unor investiții în bloc cu rambursare fără dobândă în 6 luni.
Firma Urbica oferă servicii complete de administrare a asociațiilor de proprietari, pornind de la înființarea asociației de proprietari la nivel de condominiu, până la administrarea tehnică efectivă, plăți la furnizori, încasarea cheltuielilor comune ale proprietarilor. Știu din informațiile noastre, în acest moment nu există o formă organizată, centralizată pentru încasarea cheltuielilor comune, care sunt clar, apa, lumina pe casa scării, liftul acolo unde există bloc turn, femeia de servicii pe casa scării, toate aceste cheltuieli sunt normal să fie contractate de către asociația de proprietari și prin intermediul firmei noastre să fie distribuite pe listele de plată, toată lumea plătește la caserie, noi mai departe luăm acei bani și virăm în contul furnizorului de utilități. Societatea a anunțat că intenționează să presteze astfel de servicii și la Pașcani. Mai mult, societatea vrea să se implice și în înființarea asociațiilor de proprietari. La noi a ajuns un semnal din partea Pașcanilor odată cu apa vitală, în sensul în care am aflat că au apărut probleme și necesitatea înființării asociațiilor de proprietari pentru a putea colabora cu apa vitală. Și noi considerăm că este o oportunitate pentru noi, cât și pentru orașul Pașcani. Inițial vom porni cu serviciile de bază de administrare. Cred că în Pașcani trebuie oamenii să înțeleagă, să asimileze ideea de trai în comun, ca apoi să dezvoltăm, să vadă și avantajele, nu numai necesitatea traiului în comun, ci și avantajele de a fi asociații de proprietari și cât de bine ne putem gospodări împreună. Menționăm că la Pașcani situația este din ce în ce mai tensionată după ce în vara acestui an serviciile de apă și canal au fost delegate operatorului Apa Vitali ASA. Peste 3.000 de oameni au semnat împotriva acestei hotărâri pe motiv că vor contracte individuale, nu prin intermediar. O altă problemă este că la Pașcani mai bine de jumătate din cele peste 8.000 de apartamente nu sunt înscrise în asociații, iar majoritatea din cele care furnizează nu vor să încheie contracte la apă. Surprize, surprize la primăria din Pașcani. Edilul municipiului are un nou consilier personal. De această dată nu este vorba despre un jurist, ci de un ziarist. El va ocupa funcția de purtător de cuvânt și de imagine a instituției. În locul juristului Dionisia Floroaiei, primarul Pantazi îl va avea consilier pe jurnalistul Cristian Menegon, reporter și fost realizator de emisiuni la BIT TV, apoi la Actualitatea TV. Mai exact, el va face de acum înainte revista presei în biroul primarului, nu într-un studio de televiziune, și va ține legătura cu mass media. El și-a depus deja cererea de angajare, iar de miercuri își va începe noua activitate. Primarul Dumitru Pantazi a motivat că instituția are nevoie de un purtător de cuvânt cu experiență pentru o mai bună informare a cetățenilor. Cristian Menegon a confirmat această informație și că astăzi va avea ultima emisiune. Alegeri secrete la primăria Pașcani. În cursul zilei de astăzi, membrii Comisiei de Disciplină s-au întrunit pentru desemnarea noului președinte. Votul a fost secret, iar surprizele pe măsură. Comisia are ca scop analizarea și sancționarea funcționarilor primăriei atunci când este sesizată pentru abaterile săvârșite în timpul serviciului. Din comisie fac parte secretarul primăriei Mircea Zuzan, fostul lider de sindicat Laura Pașcu și Costel Costan, inspector la finanțele publice locale. Cel din urmă a fost ales în funcția de președinte al comisiei. Costel Costan a spus că este surprins de rezultatul votului pentru că era de așteptat ca fiecare să voteze pentru el. El a mai făcut parte dintr-o astfel de comisie și în mandatul primarului Grigore Crăciunescu. Este de profesie economist și are un master în finanțe și administrație europeană. Menționăm că membrii comisiei primesc 5% în plus la salariile de bază. Până acum, funcția de președinte a fost ocupată de secretarul Mircea Zuzan. Un bărbat a ajuns în comă la un spital din Iași, fiind sub influența alcoolului, a pierdut controlul mopedului pe care se afla, a intrat într-o oaie și a zăcut câteva minute pe șosea. Echipajul medical împreună cu polițiștii rutieri au ajuns la fața locului chemați prin 112 de către șoferii care se aflau în acea zonă. Ziua s-a terminat pe patul de spital pentru un bărbat de 46 de ani din Ciohorâni, cu mâna ruptă, lovit la cap puternic și în stare de inconștiență. Așa l-a găsit personalul medical de pe ambulanță. După ce i-au acordat îngrijirile medicale și l-au stabilizat, a ajuns la spitalul din Pașcani pentru investigații amănunțite. Aseară, în jurul orei 20, la Ciohorâni a fost un accident rutier, soldat cu o victimă de pe motoscooter. A fost prezent la fața locului un echipaj EPA care a transportat pacientul la Spitalul Municipal Pașcani. Pentru că starea lui de sănătate nu era chiar bună, de la unitatea medicală din Pașcani a fost trimis la neurochirurgie Iași.
Pe urmă, după investigații suplimentare, după norma CT-ului, s-a constatat că prezintă un traumatism cranian sever, o hemoragie subarachnoidiană, și a fost transportat la Spitalul Neurochirurgie Iași cu mașina de urgență de la Pașcani. Polițiștii ajunși la fața locului au deschis o anchetă. Din primele verificări s-a constatat că bărbatul era băut și nici măcar nu deținea permis de conducere pentru moped. Mopedistul nu posedă permis de conducere, iar polițiștii au constatat că se afla în stare vădită de ebrietate. În prezent continuăm cercetările pentru a se stabili toate împrejurările producerii acestui eveniment rutier, urmând a se dispune măsuri în consecință. Menționăm că accidentul a avut loc ieri seara în zona comunei Ciohorân, iar animalul pe care l-a lovit mopedistul a murit. Păreri împărțite în rândul cetățenilor privind pedeapsa capitală. Astăzi a fost Ziua Internațională de Luptă împotriva pedepsei cu moartea. Majoritatea țărilor au renunțat la această pedeapsă, printre care și România din anul 1990. Reprezentanții bisericii condamnă astfel de pedepse, indiferent de gravitatea faptelor. Ziua Mondială împotriva pedepsei cu moarte este marcată la 10 octombrie din anul 2002 la apelul Coaliției Mondiale împotriva pedepsei cu moartea. Pedepsa capitală se aplică încă în mai multe țări din lume pentru acte voluntare care au dus la moartea altor oameni. În România, pedepsa cu moartea a fost abolită în 1990. De la 24 de ani din acel moment, mai sunt cetățeni care doresc această pedepsă. Arunc în unele cazuri, da. Care ar fi alea? Ce infracțiuni ar trebui să... Crimi care se ocupă una după alta, copii, sunt foarte multe cazuri. Da. Închisoare, dă drumul după 2, 3, 4, 5 ani, face iarăși și sunt multe cazuri repetate. Deci... Cum părerile sunt împărțite, sunt și pășcăneni care nici nu vor să audă de așa ceva și spun că cea mai mare pedeapsă este pușcăria pe viață. Nu se pare o prostie. De ce? Nu știu, deoarece... De ce s-a inventat această pedeapsă? Mie mi se pare o prostie, nu. Pentru ce fapt ar trebui pedepsiștii? Pușcăria, eu spun, pe viață. Fără moarte? Fără moarte. Adică? Să stea la pușcării sau Dumnezeu ne judecă, nu oamenii. Nu mi se pare normal, sincer, nu. Moartea numai Dumnezeu o dă, atât. Asta e părerea mea. Ba, acum depinde de caz, dar totuși pedeapsa cu închisoare pe viață e singura chestie cheltuim noi pentru ei. Asta e. Reprezentanții bisericii condamnă astfel de pedeapsă indiferent de gravitatea faptelor. De aceea, încă o dată repetăm, sigur în anumite legislații ale popoarelor, ale anumitor comunități, oamenii pot aplica această lege, însă Biserica niciodată nu poate să aplice această măsură pentru omul cel care greșește, pentru omul care este păcătos. În fiecare an, la 10 octombrie, în lumea întreagă este marcată Ziua Internațională împotriva pedepsei cu moartea. În România, pedepsa capitală a fost abolită încă din anul 1990. Iar țara noastră, ca membru al Uniunii Europene, al Consiliului Europei, precum și al Organizației Națiunilor Unite, se alătură eforturilor comunității internaționale în vederea respectării drepturilor omului în întreaga lume și adoptării unui moratoriu privind pedeapsa capitală. Hrană pentru pelerini și de la Pașcani și Hârlău pentru miile de credincioși din întreaga țară care vor veni zilele acestea la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, care au fost scoase în această dimineață din Catedrala Mitropolitană și depuse în curtea lăcașului de cult. Pachetele de hrană trimise de către protopopiatul Pașcan și Hârlău sunt din bugetul acestora. Avem un buget al protopopiatului, avem preoți de la diferite parohii care împreună cu consiliile, cu comitetele parohiale organizează
sigur, sub coordonarea directă, cum a spus, a Biroului de Asistență Socială Diaconia al Mitropoliei, această binefacere adusă pelerinilor care vin la Sfânta Cuvioasă, la Maica noastră Parascheva. Și noi, Protopopiatul Pașcan, ca în fiecare an, ne-am organizat și vom trimite daruri pentru pelerini, atât cât ne va permite bugetul sau mărinimia unor persoane care și la Biserica Sfânta Cuvioasă, Maica noastră Parascheva din Pașcan, sub coordonarea Părintelui Costel Oraru, ne-am angajat la această activitate. Și preoții ce fac parte din Mitropolia Moldovei și Bucovinei vor sta alături de credincioșii veniți din toată țara, care așteaptă să ajungă la moaștele sfinte pentru a se închina. Vinei, prin serviciile de asistență socială, Biroul de Asistență Socială, Diaconia în primul rând, caută ca să vină întâmpinarea pelerinilor care așteaptă cu răbdare și cu evlavie să se întâlnească cu Sfânta Cuvioasă Paraschima. Vine întâmpinarea lor cu câte o gustare, cu câte un sfat chiar. Menționăm că anul trecut au fost strânse de la protopopiatele ce aparțin de mitropolie peste 45.000 de pachete alimentare cu sarmale, sandvișuri, cozonac, pâine și plăcinte pentru pelerini, în special pentru cei de la rândul de închinare la Sfintele Moaște. Câteva sute de mii de pelerini din întreaga țară sunt așteptați în următoarele zile la Iași pentru a se închina la Moaștele Sfintei Parascheva, care astăzi vor fi scoase din incinta Catedralei Mitropolitane. Astfel, de azi până pe 16 octombrie, CFR Călători va suplimenta capacitatea de transport din principalele orașe din țară. Astfel, pentru zilele de dinainte și de după sărbătorile Iașului, se vor adăuga vagoane speciale pentru garniturile care leagă Iașul de Timișoara, Cluj-Napoca, Suceava și București. Azi dimineață, moaștele Sfintei Parascheva au fost scoase din incinta Catedralei Mitropolitane. Haideți, doamnă, haideți, doamnă, haideți, doamnă! De asemenea, în această perioadă vor circula suplimentar trenul Pașcani-Iași cu plecare de la ora 3.50 și 5.50, iar trenul Iași-Pașcani cu plecare din stația Iași la ora 12.15 cu sosire la stația din Pașcani la ora 13.18. Având în vedere numărul mare de pelerini care urmează să tranziteze municipiul Iași de sărbătoarea Sfintei Parascheva, polițiștii de la transporturi oferă câteva recomandări pentru o călătorie în siguranță. Fiți atenți atunci când urcați pe scara vagonului, în astfel de momente puteți deveni ușor o victimă a celor care fură din buzunare. Acordați atenție atunci când cineva se ciocnește de dumneavoastră din greșeală. În timpul acesta, persoana respectivă vă poate fura portofelul. Verificați imediat valorile pe care le aveți asupra dumneavoastră pentru a nu-i da timp hoțului să scape. Nu vă faceți prieteni de ocazie dintre persoanele din compartiment și nu consumați băuturi sau alimente de la necunoscuți. Recomandarea celor de la căile ferate pentru toți pasagerii este ca aceștia să-și procure din timp biletele de călătorie fie online de pe site-ul cfrecălători.ro, fie de la casele de bilete din stațiile și agențiile de voiaj CFR. Cât mai mulți elevi sunt așteptați luni la sediul subunităților ISU din Pașcan, Târgu Frumos și Iași pentru a asista la prezentarea autospecialelor de intervenție și să primească informații referitoare la măsurile de prevenire a dezastrelor naturale. Mai mult, pompierii vor răspunde tuturor întrebărilor curioșilor. Ziua internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale va fi marcată și în județul Iași prin numeroase activități și informații utile. Așadar, la subunitatea de pompieri din Pașcan și Târgu Frumos va fi ziua porților deschise. 13 octombrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturz al județului Iași organizează o serie de activități dedicate popularizării semnificației zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Cadrele didactice împreună cu elevii sunt așteptați în ziua de 13, între orele 11 și 16, la sediul din orașul din care fac parte, pentru a participa la prezentarea autospecialelor de intervenție și vor primi informații referitoare la măsurile de prevenire a dezastrelor naturale și modul de comportare în cazul producerii acestora. Adresăm o invitație, în special copiilor și elevilor, să participe la aceste activități
informative și educative, unde vor asista și la prezentarea autospecialelor de intervenție și vor primi informații referitoare la măsurile de prevenire a dezastrelor naturale, limitarea efectelor acestor evenimente, precum și modul de comportare în cazul producerii acestora. Potrivit rezoluției 64/200 din 21 decembrie 2009, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, 13 octombrie este Ziua Internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale. Al treilea proiect cu fonduri europene pentru o școală din Bașcan, pe parcursul a 2 ani, 24 de cadre didactice de la școala specială vor învăța noi metode de predare în școli din Italia, Spania și Finlanda, care vor fi aplicate pe cei 150 de elevi ai școlii. Astăzi, de Ziua Educației Non-Formale, a avut loc lansarea proiectului. Astăzi este Ziua Educației Non-Formale. De fapt, nu este, dar la nivel național, această zi e importantă, sărbătorește și astăzi și mâine. Au devenit zilele educației non-formale. Ziua Educației Non-Formale, care încearcă să transforme Europa în o uniune bine pregătită, cu oameni foarte bine pregătiți, o Europa care este în transformare, o Europă care are nevoie de update în fiecare zi și în fiecare an. Cei implicați în proiect au vorbit astăzi despre importanța și ce implică acest nou program în activitatea lor pedagogică și cum va fi schimbată viața elevilor cu deficiențe care învață la școala specială din Pașcani. În experiențele anterioare, pentru că este al treilea proiect european pe care îl derulăm, rezultatele vor fi foarte bune atât asupra mediului școlii, cât și asupra copiilor. Cadrele didactice vin cu o altă mentalitate, cu o altă strategie de abordare a copilului cu nevoi speciale. De exemplu, în Italia, Italia este o țară recunoscută prin faptul că nu există școli speciale, toți copiii cu nevoi speciale sunt integrați în învățământul de masă, deci este o nouă abordare. Sau sistemul de învățământ special finlandez, care este un sistem cel mai performant la nivel european. Mai mult, în urma vizitei în trei țări europene, cele 24 de cadre didactice implicate în proiectul Erasmus vor primi și certificate care vor fi recunoscute la nivel european. Vom învăța tehnici și metode noi, vom vedea și vom compara sistemele de învățământ special din România cu cele din țările europene și de asemenea sunt sigură, din experiența celorlalte proiecte, copilul cu cerințe educative speciale care va fi școlarizat și este școlarizat la noi în școală va avea de câștigat prin noile competențe pe care le vor dobândi colegii noștri, competențe care pot fi certificate la nivel european. Din județul Iași sunt implicați în cele 9 proiecte admise un număr de 114 profesori și 50 de elevi. Suma totală la care se ridică aceste proiecte este de 466.000 de lei. Aparatura necesară pentru o casă inteligentă a ajuns ieri la Pașcani. Firma internațională Geis România a avut aseară o prezentare de produse de ultima generație. Cu ajutorul partenerului local NNM Electro, electricienii din municipiu au discutat despre soluțiile profesionale în acest domeniu. Prezentarea de astăzi conține un suport de curs, suport de curs care înglobează un test de verificare. În regulamentul cursului este preconizat faptul ca barul minim de 5 puncte să fie atins pentru luminarea acestui kit de electrician partener. O să vedem și ce conține acest kit. Reprezentanții firmei au avut și un stand cu diferite produse din portofoliul lor, precum prize sau întrerupătoare. Punem la dispoziția dumneavoastră un set complet de documentație tehnică. Dorim să oferim consultanță tehnică într-un mod profesionist. Dorim să punem în valoare munca dumneavoastră. Și, bineînțeles, să întâlnim o bază de date cu electricieni pe care Geis să recomande în proiecte. Întrucât la noi, pe lângă cererea de materiale, vin și cereri de punere în funcțiune, de instalări și atunci suntem direct interesați să întâlnim o bază de date structurată pe zona geografică a României, iar un client care este interesat de servicii de instalații electrice să poată apela cu încredere și la serviciile dumneavoastră. O parte dintre acestea se găsește în magazinul unui partener local din Pașcani, firma NNM Electro, de pe strada Aleea Calea Iașului. Printr-un proiect mai amplu al nostru de a introduce electricienii din Pașcani în Clubul Geris, am organizat această întâlnire. Pașcănenii interesați de produsele
mărcii Gevis, sunt așteptați la depozitul nostru din Alea Caleașului numărul 104. Menționăm că firma internațională a fost înființată în 1970, iar în prezent are în portofoliu 20.000 de produse pentru siguranță, design și confortul unei case. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Beat. Noi ne revedem luni seara de la aceeași oră. Nu uitați că materialele video le găsiți pe platforma online beattv.info. Puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe newspașcan.ro. Un weekend cât mai frumos!